Noi locuri de muncă au fost declarate vacante de angajatorii din județul Mehedinți la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Acestea se adresează atât muncitorilor calificați, cât și celor necalificați. Pentru ambele categorii de muncitori, în Mehedinți, săptămâna aceasta sunt puse la dispoziție peste 140 de locuri de muncă vacante. Potrivit reprezentanților Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, cele mai multe persoane fără loc de muncă provin din rândurile celor care au doar studii gimnaziale. În oferta posturilor vacante există locuri care se adresează și celor care nu au o calificare. Astfel, în această săptămână au fost declarate următoarele locuri vacante. Ajutor mecanic 2 locuri, casier 3 locuri, dulgher 6 locuri, electrician auto 2, fierar betonii 6, finisori interioare 5, inginer constructor 3, îngrijitor spații verzi 2, instalator tehnico-sanitar 3, instalator gaz 3, lăcătuș mecanic 5, lăcătuș montator 1, lăcătuș construcții navale 4, lăcătuș construcții metalice 1, maestru construcții civile 1 loc, mecanic auto 7, muncitor necalificat în domeniul industriei ușoare 1 loc, necalificat pentru lăcătușerie 4. Cele mai multe locuri de muncă sunt pentru meseria de sudor. Muncitor preparare lemn 2, muncitor necalificat îngrijitor curățenie 2, muncitor necalificat operator mașină de debitat 1 loc, mașinist tifronist 1, mașinist podrulan 2, muncitor necalificat mașinist podrulan 2, muncitor necalificat pentru vopsitorie 1, muncitor necalificat pentru sudură 5, muncitor necalificat operator sudură 1 loc, muncitor necalificat schelar 6, operator confecționar industrial 1, operator sudor mic 5, operator sudor flux 5, operator tăiere 2, operator robot sudură 5 locuri, sablator 1. Informații suplimentare cu privire la angajatori, dar și la condițiile necesare în vederea ocupării unui loc de muncă, pot fi obținute de la sediul AGOFM din Drobeta, Turnu Severin.